e scopul manifestării voastre de astăzi? Pentru a salva planeta. Și cum militați? Vrem să salvăm planeta de toate gunoaiele, trebuie să nu risipim, să stingem lumina, să facem o viață mai bună pentru toată lumea. Coordonatorii acțiunii au fost profesorii Adriana Lumezean, Rodica Abocica, Grigore Tarța și Anuța Miheștean. Școala noastră este implicată într-un program online care se cheamă Environment Online. Se ocupă de scoaterea în evidență a schimbărilor climatice, posibilitățile prin care noi putem sensibiliza populația să se opună pe cât posibil aceste schimbări climatice. Astăzi, în toată lumea, de fapt 132 de țări din toată lumea sunt cuprinse în programul nostru, și este prevăzut la această oră, deci în toată lumea, acest marș al broscuțelor care se cheamă așa pentru că mascota a mișcării este broscuța Frank. Și prin asta noi încercăm să sensibilizăm opinia publică referitor la ceea ce ar putea să facă pentru a se opune schimbărilor climatice și să atragem atenția asupra efectelor negative care se derulează în urma acestor schimbări climatice. La eveniment au participat și voluntarii Institutului Român pentru Pace, PATRIR. Suntem din partea Institutului Român pentru Pace, PATRIR, și am venit cu ocazia Marșului Maestos al Broscuțelor la Gherla, pentru că desfășurăm activități împreună cu Liceul Ana Ipătescu de câțiva ani. Avem împreună Clubul Activ, care încurajează voluntariatul rândul elevilor. Ocazion êtes-vous venu aujourd'hui à Gherla? Je suis venu accompagner donc ma collègue de PATRIR pour la marche qui se fait en faveur de développement durable et pour l'environnement. Selon vous, est-ce que la Roumanie a une attitude normale envers la pollution? Bon, je pense qu'il y a encore du progrès à faire quand on compare avec d'autres pays européens, mais l'événement d'aujourd'hui, ça montre qu'il y a l'intention, il y a la volonté d'aller vers une meilleure voie et vers la protection de l'environnement, ce qui est déjà un grand pas.